Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la emisiunea Viața Gorjului. Vorbim astăzi despre Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, care tocmai a împlinit o frumoasă vârstă. Suntem împreună cu domnul Viorel Surdoiu, inspector de specialitate în cadrul acestei instituții, în același timp cunoscutul scriitor și publicist. Bine ați venit în emisiunea noastră! Bine v-am găsit și sper să fie de bun augur și să devină o relație bine sădită întâlnirile dintre noi. Sunteți într-un post de televiziune care promovează folclorul, tradițiile, exact cum e obiectul de activitate al instituției pe care o reprezentați în această seară. Da, până la urmă e vorba de instituție, putem spune de clădire și de oamenii din clădire, nu? Clădire în sensul de oamenii care clădesc ceva pe parcursul activității lor. Da, este un moment aniversar. În fiecare an, noi oamenii toți sărbătorim câte ceva. Sau dacă nu avem motive, căutăm. Bine, acum vreau să vă spun că unii sărbătoresc, unii aniversează, dar unii comemorează. Ce n-am înțeles eu și cu șarșe amicale la colegii din presă, unii au comemorat acum câteva zile 97 de ani de la unirea Basarabiei cu România. N-am înțeles ce comemorau, dar am rămas cu enigma. Da, să ne legăm de termenul coș. Atunci înțelegem că pe undeva le e frică să memoreze, să-și reamintească măcar numele sau faptele care s-au întâmplat. Și ca să nu fie singuri, adună în jurul lor. Și atunci co-memorează și sunt în regulă. Sunt da, o explicație, în securitate, da. O explicație logică până la urmă, dar nu mi-a venit ca da, idee. Da. Deși știm că se referă la cu totul altceva termenul respectiv. Vorbim de 47 de ani de Centrul Județean de Creație, cum este mai cunoscut. Vorbind de fapt, chiar înainte de emisiune discutam că e o istorie chiar mai lungă, vine încă din perioada interbelică o instituție cu acest profil. Da, ce ne puteți spune despre trecutul acestei instituții ca așa câteva etape de reper pentru ca telespectatorii noștri să realizeze cam despre ce instituție vorbim? Că probabil de-a lungul anilor s-au întâlnit cu această instituție implicată în diverse manifestări culturale. Dar poate că de instituție nu știu prea mult. Sper că nu spun cuvinte mari, dar până la urmă totul la noi, la gorjeni, până la urmă e, mă repet, reprezintă tradiție. E un element foarte important în viața noastră. Și instituția despre care vorbim se confundă într-un fel cu ceea ce reprezintă cultura populară, cultura contemporană, pentru că în mare parte din acțiunile, din întâmplările de-a lungul anilor se regăsește marca Centrul de Creație sau Centrul Județean. Prin participare cu oameni, cu proiecte și, eu știu, cu dăruire. Știți cum este? Ne obișnuim cu această siglă, cu acest brand, dar știm foarte puțin despre brand efectiv. Deci știm că a făcut manifestarea cu tare și cu tare, dar nu prea știm ce se ascunde, ce muncă se ascunde acolo, cine este de fapt instituția asta apropo de oameni și, bineînțeles, de unde vine. Pentru că spuneam, iată, sunt 47 de ani oficiali, dar perioada poate fi chiar mai lungă și, în același timp, vă dați seama, în 47 de ani s-au dus cel puțin două generații pe această instituție, dacă acceptăm termenul istoriei de 30 de ani la o generație. Da. Vorbeam la început de instituție și de oameni. Tocmai asta este important, că oamenii cu personalitatea lor au venit în această instituție și s-au dăruit cu talent, cu har, cu dragoste. Nu sunt cuvinte mari și nu știu de ce unii le ocolesc în ziua de astăzi, pentru că numai înțelegând și fiind pasionat de ceea ce faci, reușesc să o scoți la capăt într-un fel frumos.
ce reprezintă centrul de creație, cum era denumit din urmă cu 75 de ani, apoi titulatura a evoluat sub altă formă, reprezintă în primul rând dorința oamenilor de a isca această cultură. De ce zic asta? Pentru că, dacă îmi dați voie, în documentele aflate în arhivele statului, în Fundația Culturală Regală Principele Carol, erau notate câteva direcții pe care s-a pornit atunci în reliefarea culturii. Iacătă, era sprijinirea înființării de cămine culturale în toate satele și coordonarea activităților culturale și sociale ale acestora. Vedem că încă de atunci s-a ajuns acum ca în fiecare sat să fie cămine culturale, să fie cultură. S-a ajuns la o vreme, că acum iar avem o problemă. Începem încet să pierdem aceste tradiții care, iată, s-au luptat generații întregi pentru ele să le impună. Exact. Se mai vorbea de sprijinirea bibliotecilor la sate și completarea prin donații. Știm din crinul satelor și bine știi lucrul ăsta, ce efort s-a făcut și ce sacrificii până la urmă s-au făcut ca să se ivească bibliotecile, interesul pentru cultură, culturalizarea maselor, cum se spunea atunci. Strângerea de obiecte de artă tradițională și hrisoave. Iată, venim către ceea ce înseamnă conservarea culturii tradiționale, alcătuirea de monografii, ridicarea de monumente, sădirea. Un lucru foarte, și m-a șocat într-un fel, sădirea în jurul căminelor culturale a câte unei dumbrăvi de stejar și brad. De ce? Ca un monument viu al eroilor gorjeni. Ia câtă ce idee superbă. Acum nu mai avem spațiu să facem lucrul ăsta, dar câte o dumbrăvioară micuță sperăm să sădim în fiecare generație care apare. Tinerii trebuie să învețe că au un trecut de care nu trebuie să le fie rușine. Ba din contră, acel trecut sunt rădăcinile fără care oricine nu poate să trăiască și nu poate să evolueze. Deci dacă ai ceva fără rădăcină, practic nu ești în bătaia vântului, nu reziști. Da, da. Din păcate, noi nu înțelegem acest lucru și, din păcate, iar spun că mă repet, tradițiile, obiceiurile, folclorul încep cumva să fie trecute așa undeva în... Deci atenția nu mai este centrată pe aceste lucruri. Acest nou care a venit peste noi odată cu 1989, dar mai ales în ultimii ani, parcă cumva ne face să ne uităm tradițiile, obiceiurile și chiar apropo de acele biblioteci de carte. Uităm să mai citim. Da. Uităm să o răsfoim. Deci nu mai avem obiceiul de a răsfoi. Doar parcurgem așa, vag, și culegem informații. Deci vorbeam de 47 de ani de activitate. Asta însemnând de la 1 martie 1968, atunci când s-a înființat așezământul cultural în Târgu Jiu, în Târgu Jiu, da. La început s-a pornit cu Casa de Cultură Județeană Tudor Vladimirescu. Și de-a lungul timpului e puțin spus perindat, și-au lăsat amprenta, exact, mulțumesc. Oamenii de care de unii nu ne mai aducem aminte, nu mai auzim, alții cu care am fost contemporani, îi avem deja în memoria imediată și cred că n-ar supăra pe nimeni să amintim din câțiva directori care... Chiar vă rugăm, pentru că pe unii
vă spuneam, am venit în contact cu dânsii pe alții, nu? Și, da. Și noi, dar și cei care ne privesc la acest moment. Păi, deci, începând de la 1 martie 1968, când se numea Casa de Creație Gorj, au fost directorii Gelu Barabancea, Antonie Dișmărescu și Ion Zăvoi. Cred că noi, până la noi, deja oamenii chiar știu despre da, cine deci e vorba. Generațiile mai vechi au auzit cu siguranță aceste nume, mai ales că erau din domeniul artistic, chiar Barabancea. Da. Muzică, da. un nume greu. Bine, Antonie Dișmărescu la fel, nu are nevoie de nicio prezentare, mai puțin numele celălalt. Ion Zăvoi, da. Este bun. Așa, și ca să mergem pe istorie, în 1971 se numea Centrul Județean al Creației Populare Gorj, de atunci probabil ar rămas obișnuitul... Da, cea mai cunoscută denumire, da. Unde lucrezi sau unde te duci, la Centrul de Creație. Așa, directorii Constantin Mesteacăn, până în 74, până în 75 George Manoniu, 74-75, regretatul George Manoniu, da. Adrian Popescu, de asemenea, Popescu, și da. Titus Stoichițoiu, anul 80. Ziaristul, încă pe baricadele presei. Da, ne ține în priză mereu cu evenimentele. Din anul 80, Centrul de Îndrumare al Creației, a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă Gorj. Deja capătă o altă formă. În spiritul epocii. Da, sigur că da. Moment. Multe, multe cuvinte. În 83 se unește cu Școala Populară de Artă și în 80, între 80 și 90, director Nicolae Vânătoru. Da, pe dânsul l-am prins și eu, adică l-am cunoscut la vremea respectivă. Da. Eram încă în liceu când dânsul conducea această instituție. Și acum mai trece pe la noi, are în lucru o carte de poezii. Și uite, așa am venit anii 90, când... În ultimul sfert de secol. Exact, da? Care ne marchează încă. Centrul Județean pentru Conservarea și Valorificarea Culturii Tradiționale Gorj. Director din 90 până în 2003, Constantin Popescu. Iar din 2003 mai scapă de niște conotații, se numește Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Directorii 2003-2004, Constantin Popescu, și de la 1 decembrie 2004 până în prezent Ion Cepoi. Da, iată că și la dânsul se duce o epocă de peste 10 ani, la domnul Cepoi, mă refer la cel care îi conduce acum, domnul Popescu aproape un sfert de secol, de fapt, dacă facem din nou, 13 ani, din 90 până în 2003. Deci, epoci diferite de existența culturii, de modalități de realizarea culturii, dar oamenii până la urmă am putea spune că alcătuiesc un fir de care a fost atârnat mereu, atârnate activitățile și ca niște embleme. Nu caracterizăm acțiunile lor sau modul lor de a conduce, important e ce au lăsat în urmă. Exact. Și au lăsat, pentru că și acum, uite că se întâmplă foarte multe lucruri din domenii varii ale activității culturale. Da, cu siguranță, cultura gorjeană este marcată de această instituție, practic duce niște direcții foarte importante, se ține de acele manifestări, mă refer doar la Festivalul Arghezii și am spus practic totul, e festivalul internațional, cred. Da, anul ăsta. Și ca să nu mai spun că e de o imagine la nivel național foarte important. Sunt și alte manifestări, o să le amintim acum. Înainte de a merge spre manifestări și spre publicațiile pe care le aveți iar legate de prestigiu și chiar editați cărți foarte importante pentru cultura gorjeană, aș vrea să mă refer
pentru cei care ne văd acum și ne văd în tot județul, ba din contră, trece și puțin granițele apropo de sate, ar fi să vorbim puțin de viața culturală de la sate pe care tot dumneavoastră o coordonați. Și vorbeam puțin mai devreme de faptul că acele cămine pe care la începutul secolului 20 de la cei de la, de pe Jaleș, de la Stolojani, care făceau plinul satelor și toate celelalte, și până acum au fost o bătaie. În ultimii ani, din păcate, viața culturală la nivelul rural cred că își reduce ca importanță. Practic, o localitate trăiește când este o manifestare pe care o coordonați de la nivelul județului. Nu mai sunt căminul cultural, biblioteca comunală, nu mai sunt cele de altă dată, parcă omul nu mai vine spre ele cum venea odinioară. Bine, e și chestia aceasta, că toată lumea are acces la internet, la posturi de televiziune, la toate celelalte, dar parcă e mai greu să pătrunzi, să ajungi la carte sau la om pe aceste manifestări decât era acum, să spunem, 20 de ani sau imediat după Revoluție. Și dacă auzi de o activitate culturală, ori o iei pe relația cu o școală, în general, sau pe acele manifestări mari care le aveți în calendar și în care veniți de la nivel județean spre localitatea respectivă. Cel puțin așa percep eu acum, nu știu dacă mă înșel, dar cel puțin așa am văzut că se întâmplă în unele localități. Da, în mare așa este. Bineînțeles că n-am putea noi să facem ceva dacă nu am găsit în localitățile respective, în tot județul până la urmă, oamenii care vor să facă. Vor în sensul că de la nivelul administrațiilor locale până la oamenii de cultură, mă refer aici la cei din educație, mă refer chiar la preoți și nu sunt puțini, care vor să facă ceva și atunci, având elementele tinere și, mă rog, și adolescenții și bătrânii care mai cunosc ceva sau mai aduc în prezent din tradițiile existente odată, atunci foarte ușor se iscă o manifestare, o acțiune. Și asta din dorința de a preda mai departe ștafetele către tineri. Eu mă ocup de cultura scrisă în cadrul centrului, dar m-a impresionat tare mult ce am văzut pe la festivalurile folclorice. Mulți spun că sunt foarte multe. Pe aproape fiecare localitate festival sau ceva de acest gen. Da. Pe undeva am putea interpreta și multitudinea asta de festivaluri, pentru că au poate un anumit scop. Dar pe noi ne interesează care este ținta. Ținta este aflarea talentelor care pot să ducă mai departe valoarea cântecului oltenesc, valoarea dansului oltenesc. Și spuneam că am rămas impresionat. În fiecare an văd că apar tineri, copii care de-abia, cum să spun, eventual pot să pronunțe anumite cuvinte mai grele, dar cântă extraordinar de mult. Și ăsta nu-i lucru puțin, pentru că nu cred că în toate județele se întâmplă lucrul ăsta. Și e de felicitat. A, da, și cu cât sunt mai multe sau în mai multe localități, nu văd ce ar fi problemă. Ba, din contră, cred că și promovarea înseamnă mult, mult mai mult. Adică ai ocazia pentru un tânăr să se afirme, pentru că ai mai aceste manifestări. Practic aici crești ca să apar după aceea pe televiziuni și toate celelalte. În aceste festivaluri vii în contact cu om. Și nu se pierd. Sunt unele lucruri care nu se pierd. Să duc mai departe de la generație la generație. Și iar e bine structurat, pentru că sunt festivaluri care se țin pe vârste, de la vârste mici, până ajung la festivaluri mari, importante, cum e Maria Lătărețu, Festivalul de la Tismana sau Maria Apostol, la care vin nu numai din județ, Tismana și Apostol, da, care... sau național, da. Sau Maria Lătărețu e și extraordinar de cunoscut și de ofertant ca tineri care cântă și...
am vorbit, sau cât de cât am încercat să atingem câteva din momentele de istorie ale Centrului de Creație, ce înseamnă la acest moment Centrul de Creație, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Da, sau CGCPCT, cum. Da, că iar mă întorc la Centrul de Creație, așa cum îl știm toți și, de fapt, inclusiv cei care lucrați în această instituție folosiți de foarte mult această sintagmă, Centrul de Creație, mai puțin această mai lungă, așa, denumire, dar care a devenit totuși un, deci cu siguranță este un brand și, vă spuneam, e cunoscut peste tot în județ. Iar aceste, de tipul acesta de instituție este de cunoscut în toată țara, bineînțeles. Da, avem mare avantaj și mai ales în promovarea evenimentelor pe care le avem cu rezonanță națională. Pentru că în fiecare județ există o astfel de instituție și atunci legătura e foarte, prinde bine în cultura de astăzi. În afară de folclorul despre care vorbeam, înseamnă foarte multe. De la artă plastică, la artă tradițională, sculpturii în lemn, cusături, acestea fiind promovate în 5 târguri existente deja, în Târgu Jiu și în localități. Arta plastică încadrându-se în promovarea artei contemporane, pentru că, bine știm, avem artiști plastici extraordinar de buni care expun nu numai în Târgu Jiu și în țară, au expoziții și în străinătate. Există acel bine cunoscut Gorj Fest, care adună pictorii, sculptorii, fotografi și de-a lungul timpului cel care se ocupă de această manifestare a reușit să alcătuiască o colecție de artă contemporană valoroasă. M-aș referi la cultura scrisă și prin asta la festivalurile care au loc în fiecare an, cel despre care aminteai, Tudor Arghezi, internațional, cu participare a unor scriitori literații de renume deja în spațiul european și nu numai. Ar trebui să mă refer și la Festivalul de Umor Jean Cănăvoiu, care, sub cuvânt de onoare, vă spun că e așteptat în fiecare an de toți epigramiștii și umoriștii din țară. Și nu în ultimul rând, cel care se apropie, va fi în aprilie, 18-19 aprilie, Festivalul de Umor de la Turceni. Devenit în ultimii ani de tradiție și Da, sigur, încet, încet și-a căpătat o rezonanță în zonă, pentru că este zonal. În ultimii ani, alăturând participanților județelor Olteniei și Hunedoara și Caraș-Severin. Asta o mică parte, cele care rezonează așa la nivel național sau internațional. Dar trebuie să amintesc și târgurile care au o deschidere foarte bună, Târgul Meșterilor Olteni, popular Olteni, și Târgul Meșterilor Populari Români. Iar acestea două existând în agenda fiecărui meșter tradițional. Ar trebui amintit, pe de altă parte, și un lucru foarte, foarte benefic pentru păstrarea tradițiilor și arătarea lor de-a lungul timpului în viitor, copiilor, ca să-și dea seama că, exact cum spuneau, am niște rădăcini și din acele rădăcini s-au plămădit și se vor plămădi, sperăm, acte de cultură.
Mă refer la colecțiile muzeale. Adică e un lucru extraordinar ca acele comunități să devină conștiente că dețin valori pe care nu trebuie să le piardă. Și atunci strângerea lor într-o cameră, într-o clădire, este foarte importantă, mai ales, noi nu ne dăm seama de valoarea lor, dar vin turiști și le văd și rămân uimiți de ce au putut să creeze gorjenii. Și avem o creație originală din toate punctele de vedere și valoroasă. Uh-huh. Vorbim și de publicații, spuneam că sunt și multe cărți valoroase publicate, acele monografii de localități și multe alte cărți, poate amintim puțin câteva dintre ele, da, măcar din ultimii ani, însă aș vrea să vorbim puțin de, avem aici pe masă și două dintre revistele pe care le aveți, aveți mai multe de fapt, Portal Măiastra cred că lipsește. Nu am Portal Măiastra, da, care de curând a devenit și revistă patronată într-un fel de Uniunea Scriitorilor din România. Acestea două sunt principale. Le și arătăm la, da, cameră. E vorba de principalele reviste. E vorba de Crinul Satelor. Este o revistă a așezămintelor culturale, căminele culturale din județ. Apare înaintea simpoziunului Satul Românesc, Sat European, și se găsesc articole, fotografii și documente chiar preluate și arhivate pentru generațiile viitoare. Revista Jiului de Sus, care are o istorie destul de veche, la fel, prezintă toate acțiunile de peste an ale centrului județean și ale caselor și căminelor culturale din localități. Până la urmă, e un fel de carte de căpătâi de fiecare an a culturii din județul Gorj. Acum, cer scuze... Sunt de fapt niște reviste cărți. Da, reviste cărți, da. Nu numai centrul județean reprezintă cultura, că tot vorbesc de, dar vorbesc din perspectiva mea. Trebuie să amintesc că conlucrăm foarte bine cu Școala Populară de Artă, cu Ansamblu Artistic Profesionist Dolina Gorjului, cu Centrul Brâncuș, cu Biblioteca. Deci majoritatea, multe dintre acțiunile pe care le desfășurăm, sunt în parteneriate cu instituțiile amintite. Și fiecare își pune priceperea ca să iasă ceva bun. Da, și sunt activități, cum spuneam, manifestări care au caracter național. Și sunt văzute bine de la festivalul, cum spuneam, de la Arghezii și până la cele de umor și până la Gorj Fest și toate celelalte. Însă mai avem și e o întrebare poate retorică, dar în același timp întreb reprezentantul unei instituții care are pulsul mult mai bine decât, să spunem, în alte domenii. Da, da. Mai sunt receptivi gorjenii, și acum nu mă refer la tineri neapărat, că cu tineri e o problemă, toată lumea se plânge sau per ansamblu, apar diverse studii care spun acest lucru. Se mai apleacă gorjenii spre cultură? Au ei aceste, să spunem, aceste manifestări pe care le face și Centrul de Creație și alte instituții? Nu se adresează ele, să zicem, unui public restrâns sau mai restrâns decât ar fi normal? Nu cumva unii dintre gorjeni, sub, să zicem așa, presiunea problemelor de zi cu zi, au uitat să se mai îndrepte și spre cultură, spre hrana spirituală? Aici... Cum vedeți dumneavoastră lucrurile acestea? Știți, a ce v-am spus acum, sunt lucruri care le percepem dacă citim, să zicem așa, se plâng chiar scriitori, ziariști, oameni de cultură în general, spun, domne, se simte ceva. Este acest lucru vizibil și la Gorj sau nu? Având în vedere că, spre deosebire de alte județe, la noi, parcă activitatea culturală e mult mai dezvoltată și mai bine ancorată.
Este, e prezentă și se manifestă vizibil. Aș relua exemplu cu tinerii de, care vin din zona folclorului interpretativ. Dacă nu ar avea rezonanță tot ce se întâmplă, părinții cred că ar fi reticenți în a îndemna odrasle cu copiilor să meargă la asemenea festivale, să-și dezvolte vocile. La fel mă uit la Palatul Copiilor. Sunt tineri cu talent în diferite domenii. Și pentru că nu suntem singuri, trebuie să amintesc de Școala Populară de Artă, care are secții în multe localități. Noi ne bucurăm că avem o ofertă destul de mare. Deci nu ne concentrăm numai pe folclor, numai pe artă tradițională. Ne ducem către cultură, către cultura scrisă, către arta plastică, către muzică. Adică culegem talentele, le observăm și le promovăm, da, ca să folosesc termenii, da? Acolo unde le observăm. Și nu de puține ori vin oamenii către noi să ne spună, uite, în localitatea respectivă am găsit un poet foarte bun, da? Un dansator foarte bun, am văzut o casă care eventual e păcat să se piardă, trebuie să luăm ce are valoros, să arhivăm ca să rămână ca moștenire. Da, în Gorj se poate spune că oamenii se mai preocupă încă și de cultură. Acum vorbeai de faptul că nu mai răsfoim cărți, că se întâmplă exact ce nu mi-a plăcut înainte, când apăreau unii să ne evangelizeze, da? Așa se întâmplă și cu internetul. Parcă ne reculturalizează, ne dau alte borne. Credința mea că internetul e de o valoare extraordinară, pentru că informația circulă, poate fi culeasă din orice loc te-ai afla. Dar acum nu mai există o triere a informației. Da? Omul nu mai are capacitatea să se cenzureze, pentru că fiecare om trebuie să se cenzureze către bine, da? Nu către negativ. Trebuie să fii permisiv, să știi să alegi, să înveți, să înțelegi, să analizezi. No. Asta se întâmplă și cu această cultură despre care vorbim. Colecțiile muzeale amintite reprezintă o bornă de la care fiecare localitate poate să se redefinească. Vorbeam și cu alți invitați la această emisiune de-a lungul ultimilor luni, chiar și de partea aceasta de cultură, care e pe undeva momentul când avem probleme economice, probleme sociale, poate că problemele culturale sunt, mă, nu știu câte roată la căruță, în sensul ăsta, că te prive altceva. Da, din păcate. Dar în același timp, Nu vom putea niciodată să trăim, nu vom putea niciodată să evoluăm fără această picătură de cultură, fără să ne preocupăm să lăsăm, cum vorbeam, ceva, să lăsăm ceva pentru generațiile viitoare. Și până la urmă, pentru generațiile viitoare, nici partea economică contează, să zicem, pentru familii, dar în general tot aceste exemple culturale sau fapte culturale rămân pentru viitorime. Da, sau ar trebui să rămână. Dacă, mă rog, cu toate eforturile pe care le depunem, așa se schimbă concepțiile, civilizația,
asta o să fie. Important e ca și noi să lăsăm zidurile noastre mărturie. Poate vor fi redescoperite și valoarea lor și însemnătatea. Și nu trebuie să uităm că această cultură, zic această cultură înglobând toată manifestarea ei, ne face viața mai frumoasă, mai plăcută. Hai să spun că, mă rog, și o melodie pe care o auzim și o ascultăm și ne e dragă, face parte din cultură. Și o carte deschisă, o poezie, eventual auzită pe undeva, ne face sufletul să vibreze și ăsta nu-i puțin lucru. Și n-ar trebui să ne îndepărtăm de sentimentalismul ăsta și de romantism și de modul de a fi oameni, de a fi gorjeni, pentru că e și ăsta un brand, să fii gorjan. Vă spun sincer că de multe ori, intrând în București, mă simt oarecum bine, știind că la intrare există piața Gorjului, da? Acolo unde odată se duceau căruțele cu ce produceau meșteșugarii sau agricultorii. Și cred că am reușit ca acest renume de gorjan să fie cunoscut, poate era cunoscut înainte, cu siguranță, prin Brâncuși și prin alții artiști valoroși, oameni de seamă, dar și acum, prin festivalurile internaționale, unde ai fost, în Gorj, da, la Festivalul Internațional de Literatură, Festivalul Internațional de Folclor. Da. Și nu e puțin. Plus la manifestările, manifestările acestea legate de Brâncuși și toate celelalte. Da. Am vorbit până acum de o instituție care lasă ziduri, apropo cum vorbeați, dar la fel, cum spuneați, e vorba și de o obligație a fiecăruia de a lăsa ziduri, de a lăsa urme pentru viitorime. Scriitorul Viorel II, deci o să-l vorbim de el în următoarele minute, ultimile care ne-au mai rămas din emisiune, pentru că vorbim de, să zicem așa, o personalitate deja recunoscută și membră a unui cenaclu de care vorbeam acum câteva săptămâni aici, da, în emisiune, cenaclu Columna, a fost aici Marius Iorga și Valentin Chepeneac. Ce ne poate spune de data aceasta scriitorul Viorel Surdoiu despre propria sa creație și propriile cărți? Da, e mai dificil să vorbească, nu mă refer la mine, să vorbească creatorul despre creație. În principal, creația vorbește despre sine și despre creator. Dar eu pot spune că ceea ce fac cu dragoste, simt că, mă rog, că am ceva de spus, că și asta trebuie comunicat oamenilor. Și am principiul că dacă unui om îi place o poezie pe care reușesc să o scriu, pe undeva destinul meu merge pe calea pe care trebuie să meargă. E puțin pretențios, mi se pare, scriitor, pentru că n-am decât două cărți, lucrez la a treia și... Bine, sunt poeți sau scriitori cu o singură carte care au intrat în istoria literaturii, deci da, nu trebuie, deci nu neapărat numărul volumelor valoarea operei. Dar sau păstrăm de la unii scriitori chiar din secolul XIX, poate câte o singură creație și zicem că a fost mare scriitor, pentru că restul nu s-au păstrat. E valoros să spune ceva și, cum ziceam, ne tresare inima când o auzim. Nu știu să fac pe lume multe lucruri, dar cele care simt că mi este dat să le fac, încerc să le fac. Bine, mai puțin bine, cum ai putea acum. Apropo de poezie, mai citește lumea poezie, în același timp
Mai este poezia un mijloc de comunicare cu publicul larg? Am putea spune că nu mai este dacă ne gândim la cât se cumpără poezie. Cărțile de poezie au un procent foarte scăzut. Nu se mai cumpără practic nimic literatură de acolo, așa. Sau luăm numai cea consacrată, cea... Exact. Poezia circulă între cei care iubesc poezia, cei care sunt interesați în grupurile, grupările sau uniunile din care fac parte scriitorii. Și acum, într-un fel, mă forțez să recunosc avantajul internetului. Uite că pe internet se poate promova acest gen de literatură. Poezia este foarte prezentă. Problema ar fi că nu toată scritura este de calitate. Dar partea frumoasă este că există oameni care încearcă să scrie. Și ăsta e un lucru extraordinar de valoros. Acum, folclorul cum s-a născut până la urmă? Da? Nu știa nimeni că Doina, care o zicea cu jale din lăuntru lui, va deveni o creație extraordinară și irepetabilă. Da? Așa și cu omul. Atunci când se simte frumos și are pornirea de a scrie, de a comunica, de a sculpta ceva, de a desena, asta îi face pe oameni oameni, nu îndepărtarea de cultură. Am trăit o perioadă, anii de liceu și puțin după, cam primul deceniu din perioada de democrație, în care parcă era o explozie de poezie. Toată lumea scria poezie, toată lumea publica, era o frenezie, așa, cu multe volume publicate. Perioada respectivă s-a dus de mult. Poate și din rațiuni că se tipăresc mai greu cărțile, costă mai mult, poate, cum spunea, se găsesc cititorii care să cumpere o carte de asemenea timp mai puțin, dar parcă totuși poezia, deși spunea că și este pe Facebook, se poate vedea pe toate aceste rețele, da, general, da. Cred că ajunge puțin o cenușăreasă, nu mai este, deci nu mai este atât de prezentă cum era, să zicem, primul deceniu de democrație, cel puțin așa percep eu, cum o vedeți dumneavoastră la nivelul, să spunem așa, celui care scrie, celui care se întâlnește cu ceilalți poeți. Păi se întâmplă următorul lucru. Prin scăderea interesului față de cultură, așa se ajunge și la scăderea interesului față de literatură, față de artele frumoase. Deci mă refer la interesul maselor, adică a mai multor oameni, nu a celor... Și de aici și cumpărarea mai puțin, pentru că fără să vrem, ne ducem către educație. Da? Educația face parte din cultură. Dacă elementul educativ scade, atunci cultura se dărâmă. Da, apropo de poezie, de literatură în general, arta plastică, de exemplu, poate că cunoaște cel puțin la o anumită categorie, să zicem, picturile, de multe ori devin valoroase, se cumpără foarte mult, parcă oamenii sunt mai... Bine, dacă luăm și cazul celebru acum, de bun augur al ministrului de finanțe, fostului ministru de finanțe, se și cumpără foarte mult, unii fac colecții particulare foarte importante, chiar și de pictori români. Deci, la poezie, la literatură în general, e mai greu să spargă tiparele, în afară de un Cărtărescu, să spunem, care chiar bate la porțile afirmării la nivel internațional, alți scriitori mari parcă nu s-au mai evit în perioada după 1989. Practic merge într-un nume consacrat tot înainte de 1989. Sau cel puțin asta e percepția mea. Nu, așa este. Și aici și puncta inexistența unei instituții, a unei modalități de a promova, de a face reclamă, de a scoate pe piață. Noi nu folosim elementul ăsta de a scoate pe piață valoarea.
poate nu în valoarea, mai degrabă o scoatem. Și atunci da, poate nu în valoare are, poate are și bani de promovare, da, să spunem, da, așa. Ar mai fi lucruri de discutat. Din păcate, timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. A fost cu noi domnul Viorel Surdoiu, inspector de specialitate în cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Mulțumim de atenție, la revedere!